vă aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumire. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos. Un cuvânt cunoscut foarte bine de către noi toți, dar se află în tipărit în inimile noastre. Desigur, el poate să ne facă liniștiți și să dăruiască inimilor noastre adevărata liniște care rămâne. În orice situație ne-am aflat, în orice îngrijorare care vrea să ne doboare, Dumnezeu și Tatăl nostru ne invită să ne adăpostim la El. El este gata și totdeauna puternic să ia în mâinile sale toate cererile noastre și să le rezolve. În dragostea sa de necuprins, El vrea să facă un schimb cu copiii Lui. El vrea să ia îngrijorările lor asupra sa și în schimb să le dăruiască pacea sa. Nu este aceasta un schimb minunat care trebuie să-l acceptăm de bunăvoie cu o mare bucurie? Ce bunătate de nedescris arată Dumnezeu nostru și noi îl răsplătim de oseori cu nemulțumire și necredință. El nu vrea ca nici măcar o singură îngrijorare să ne împovăreze inima. El dorește să ne știe liberi de îngrijorări, tot așa cum cunoștința noastră a fost eliberată de bine și de păcat. În locul păcatelor, El ne-a dat dreptatea sa, iar acum dorește ca în locul îngrijorărilor să ne dăruiască pacea sa. Acesta este un har nemăsurat, nu-i așa? Un har de care este vrednic Dumnezeu nostru. Numai că El se ocupă cu greșelile noastre pentru ca să ne elibereze de ele și să ne ducă pe căile sale bune, dar El a venit aici jos la îngrijorările și preocupările noastre mici și mari pentru a lua povara lor de la noi și pentru a umple inimile noastre cu pacea sa sfântă. Într-un limbaj pe înțelesul fiecărui suflet, El spune: dă-mi îngrijorările tale, de orice natură ar fi ele, dacă sunt în legătură cu viața ta personală, de familie sau de societate, dacă sunt lucruri ale acestui pământ sau lucruri care au de a face cu lucrarea și poporul Domnului, dă-mi-le și în locul lor îți dăruiesc pacea mea, care întrece orice pricepere și păzește inima și mintea Hristos Iisus. Ce răspuns de inimile noastre acestor cuvinte? Dacă Dumnezeu dorește să ia îngrijorările noastre, care sunt numai o povară pentru noi, vrem să le reținem? Vrem să întristăm inima sa de Tată și să îngrijim noi înșine de noi, dacă El, în dragostea sa, dorește să îngrijească de toți? Încă nimeni nu a făcut și nu a încercat să facă ceea ce El a făcut. El a numărat pericapului nostru și nu ar trebui să ne îngrijim acestui Dumnezeu minunat, Creatorul și Susținătorul întregului Univers, Tatăl nostru Hristos? În toate hurtunile acestei vieți putem să stăm liniștiți, dar noi putem să intonăm cântările noastre de laudă în mijlocul nopții. Îngrijorările duc la rugăciune și rugăciunea duc la îngrijorările.